De multe ori când simți că treci printr-o perioadă proastă mai lungă, că bați pasul pe loc și că nu evoluezi, e din cauza că viața ta e un haos, nu ești deloc organizat. Gândește-te la viața ta ca la o casă. Structura, scheletul casei, fundația o constituie rutina, lucrurile pe care le faci în fiecare zi, obiceiurile tale. Mobilierul, vopseaua, decorațiunile, astea sunt lucruri din afara rutinei, lucruri pe care poate nu le întâlnești în fiecare zi, lucruri care necesită creativitate, să ieși din rutină. Acum, ce vreau eu să spun prin asta? Că nu poți să ai mobilier, decorațiuni și alte chestii dacă nu ai o fundație rigidă, dacă casa se bălângâne la fiecare adiere de vânt. Pentru că s-ar putea să se prăbușească cu totul. De asta trebuie să ai o fundație rigidă și bine pusă la punct. Așa că astăzi vom vorbi despre 5 rutine, 5 obiceiuri pe care trebuie să le implementezi în viața ta ca să ai o bază solidă pe care să construiești și să-ți decorezi această casă a vieții exact cum dorești. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul obicei care îți va repara viața este să mănânci potrivit. Cum faci asta? Ei bine, eu mi-am ales 10 ingrediente. 10 ingrediente sănătoase, dar care îmi și plac la gust. Și am căutat pe internet ce pot să gătesc cu ingredientele astea. Și am găsit tot felul de preparate. Hai să vă citesc lista mea cu ingrediente. Ouă, piept de pui, avocado, pește, caju, ovăz, iaurt, orez, broccoli, cartofi și fructe. Sunt de fapt 11 ingrediente. Nu știu dacă fructele și legumele sunt neapărat ingrediente, dar înțelegeți ce vreau să spun. 10 mâncăruri sănătoase care îți și plac. Și uită-te pe internet să vezi ce poți să gătești cu mâncărurile alea. Acum nu înseamnă că nu poți să faci excepții niciodată în viața ta. Nu trebuie neapărat să mănânci numai chestiile alea. Poți face excepții, dar măcar știi ce să cumperi atunci când mergi la supermarket sau știi ce să-ți pui mamei tale să-ți cumpere. Un alt lucru pe care îl fac este folosesc aplicația asta numită Eat This Much. Aplicația te ajută să îți stabilești niște obiective, fie că vrei să slăbești, că vrei să-ți menții greutatea sau să pui masă musculară, îți calculează caloriile și îți spune câți carbohidrate să mănânci, câte grăsimi, câte proteine. Are și o funcție chiar în care îți sugerează ce trebuie să mănânci ca să stabilești obiectivul, cât trebuie să mănânci. Eu cred că e o aplicație destul de folositoare dacă vrei să slăbești sau să pui masă musculară, am să vă las linkul în descriere. Al doilea obiectiv care o să-ți repare viața este să îți setezi un ciclu de somn. Ce înseamnă asta? Să te culci și să te trezești la aceleași ore și să dormi între 7 și 8 ore. De ce trebuie să te culci și să te trezești cam la aceleași ore în fiecare zi? Pentru că organismul tău are un ceas biologic. Dacă intervalurile de somn fluctuează, și nivelul tău de energie va fluctua. Hai să-ți dau un exemplu. Să zicem că astăzi te culci la 12 și te trezești la 8, iar mâine te culci la 3 și te trezești la 11. Creierul tău va spune, păi stai puțin, între 12 și 3 tu trebuia să fii la somn, iar între 8 și 11 trebuia să fii în picioare. De ce ai făcut o schimbare? M-ai dat peste cap. Hormonii, substanțele produse de creier atunci când dormi sunt diferite de substanțele produse de creier atunci când ești treaz. Iar dacă tu îi dai inputuri diferite, informații diferite în fiecare zi creierului, el nu va ști ce substanțe să producă în funcție de starea în care te afli. Și așa se explică de ce atunci când te pui în pat și vrei să te culci, ai niște impulsuri de energie și când ești treaz și vrei să fii productiv, ai o stare de somnolență. Dar dacă tu te culci și te trezești cam la aceleași ore în fiecare zi, creierul își va crea un mecanism prin care identifică corect starea în care te afli și va produce substanțele potrivite în funcție de starea în care te afli. Și așa vei avea un somn mai odihnitor și vei fi mai productiv în timpul zilei. Acum, de ce ai nevoie între 7 și 8 ore de somn? O să încerc din nou să simplific explicația printr-o comparație. Să zicem că tu ești un calculator, iar somnul e un update. Un update complet durează în medie o oră. Însă utilizatorul nu are răbdare și întrerupe update-ul la 40 de minute, cam la 80%. Acum, calculatorul nu funcționează la capacitate maximă și mai apar din când în când buguri. Utilizatorul se întreabă de ce, el n-a făcut nimic greșit. Somnul e un update. Creierul procesează informațiile acumulate pe parcursul zilei și se regenerează. Dacă tu nu îi dai suficient timp să se regenereze, nu va funcționa la capacitate maximă. Uite așa apar bugurile, adică stările alea negative inexplicabile. De ce mă simt prost dacă dorm 4 ore pe noapte? Dormi când și cât trebuie. Este extrem de important. Al treilea obicei care o să-ți repare viața este mișcarea. Fă mișcare. N-am chef și nici nu vreau să vă plictisesc spunându-vă beneficiile sportului. Sunt atât de multe și probabil le-ați auzit de atât de multe ori. Vreau să vă spun doar motivul pentru care merg eu la sală. Pentru că îmi place să arăt bine. Sunt unii oameni care merg la sală pentru că își curăță gândurile, își iau grijile și uită problemele cât timp sunt la sală.
La mine nu se aplică chestia asta. Eu tot mă gândesc la probleme și cât timp sunt la sală. Dar am fost vara asta în America și o parte din toamnă și 5-6 luni n-am mai fost la sală. Mușchii mi s-au cam dus și mă simțeam slab, ca și cum nu mai aveam nicio forță, ca și cum oricine mă putea împinge de colo-colo. Și ăsta e motivul pentru care merg eu la sală. Nu vreau să mă simt slab și îmi place să arăt bine. Acum, fiecare are motivul său. Există motive diferite, așa cum am zis și înainte. Și nu trebuie neapărat să mergi la sală. Orice sport, orice tip de mișcare, găsește un motiv suficient de bun pentru tine să faci mișcare, îți garantez. Nu vei regreta. Al patrulea obicei care îți va repara viața este: citește. Învață ceva în fiecare zi. Nu e așa că te simți bine, că râde inima în tine când cineva nu știe ceva sau are o problemă și vii tu din spate cu soluția sau cu răspunsul. Și persoana care avea problema îți mulțumește, te felicită, îți face un compliment. Cine nu se simte bine în condițiile astea? Cine nu se simte bine când e aplaudat și lăudat? E imposibil să nu îți crească starea de spirit când te simți apreciat, când cineva te laudă. Ei bine, dacă vrei să te afli în poziția aia în care să găsești o soluție cât mai des, trebuie să afli informații pe bandă rulantă, să cauți informații. Din fericire, în secolul 21 sunt atât de multe surse de informații din care poți să extragi lucrurile care interesează. Ai internet, ai cărți, ai audiobook-uri, ai podcast-uri. Sunt tot felul de surse din care poți să extragi informații valoroase. Cu ajutorul informațiilor rezolvi problemele oamenilor. Cu ajutorul informațiilor devii apreciat și devii împlinit. Lucruri care sunt extrem de importante în viață. Și al cincelea obicei care îți va repara viața este: vorbește cu cineva drag în fiecare zi. Un mesaj, un apel unui membru al familiei sau unui prieten te ajută să înțelegi că nu ești singur în viața asta. Orice problemă ai avea, exteriorizează-o, vorbește cu cineva drag despre ea, pentru că sunt șanse mari ca și cei din jurul tău să fi trecut prin aceleași probleme prin care treci și tu. Să menții o conexiune apropiată cu cei din jurul tău, cu cei dragi, este extrem de benefic pentru starea ta de spirit și îți va pune viața pe un făgaș normal. Da, oamenii, așa a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like și să dați un follow la Edvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală. Eu voi încerca să vă ajut. Am spus-o repede. De asemenea, avem și un server de Discord numit Masa Sfaturilor, unde încercăm împreună să rezolvăm problemele cu care adolescenții se confruntă. Dacă îți dorești să faci parte, alătură-te canalului și vei avea acces la link. Și acestea fiind spuse, eu am fost Edvice sau Edi și mâna ta viitoare, nu uita, pune eu în reușită, nu rateu. Pa, pa!